Ia să sun și eu pe Viorica să vedem ce se întâmplă cu Squid Game-ul ăsta, căci că m-am înscris aici. Pe Viorico! Ia uite, m-am înscris aici la Squid Game, dar nu-mi place de fața lui ăsta. Cum? Să-i dau o palmă? Păi nu, că dacă mă omoară după aia, ce fac? Nu mai am viață, măi, nebunul. Dar nu prea-mi place de păpușa asta. Bă, ce fel e îmbrăcat, ești nebun? Zici că e la paradă. Mă rog, are față de păpușă vie, zici că e vie. Cum? Să trișez? Cum să trișez, măi, nebunul? Doamne, iartă-mă, dar hai că încerc să trișez. Auzi, dar știi că mie îmi place să bârfesc așa. Dar nici de ceilalți concurenți nu-mi plac, știi? Sunt mai crispați, habar n-am ce au. Se uită ciudat la mine, că vorbesc la telefon și nu am voie, că da. Aha. Hai că încerc și eu să trișez aici, să văd ce se întâmplă. Poate iau și eu un premiu, da? Îți dau și ție niște bănuți. Bine, hai că închid, te las. Ai grijă să vezi ce mai fac vecinii pe acolo, să-mi zici și mie ce face Nea Viorel. Hai, ai grijă să găsești bârfe noi, să avem ce discuta, că doar despre asta e vorba în viața noastră. Că altfel, că altceva, n-avem ce să facem cu viața noastră, înțelegi? Viața altora e mai importantă. Trebuie să bârfim, că asta ne menține vii, înțelegi? Bine, hai, te las. Te-am pupat. Te țup. Hai, te pa, 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 pa. N-ați mai văzut pe o femeie încântătoare ca mine, o mamă tânără ca mine sau ce? Hai, dă-i drumul la joc, la Squid Game, la calamar, la calamamamar. Hai. Ok, și acum eu trebuie să mă mișc, da? Adică mă rog să nu mă mișc când e roșu, verde, am înțeles. Hai. Începem, da? N-ai mă, dar ce fețe aveți în voi, uite că mă mișc. Să nu te uiți la mine, păpușă urâtă ce ești. Că dacă te uiți, te-am ars. Așa, ia uite mă că m-a văzut, măi, ferai tu să fii cu fața ta. Cum băi să mă încerci tu să mă omori? Păi tu cu fața aia mă omori, bă. Ia auzi, mă, unde sunt aici la Squid Game? Hai mă, ce prostii faceți pe aici? Ha? Hai mă, care vezi tu pe om? Hai mă, vă dau un papuc în cap de vă sare toată calamarul din cap. Ce, n-aveți tu pe ei? Ce te uiți mă, păpușă gigantică, ce vrei să mă omori sau ce? Tu ce te uiți? Când dau un papuc peste față de... Te îmbrăți până la Oceanul Atlantic cu toți calamarii tăi. Aveți grijă că l-am bătut pe fiul meu de a luat nota 3 și 4 în continuu la școală, din cauza asta. L-am bătut și că a luat nota 9. Păi, dar cum adică? Hai, zi, zi, hai. Băi, eu sunt mama care le rezolvă pe toate, înțelegi? Pac, 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 un papuc peste față și gata. Toată lumea e cu minte. Nu mai comentați acum. Hai să-i dăm drumul odată la calamarul ăsta, să-l dăm așa, să-l batem. Hai că-mi iau și celălalt papuc și să vedem care e mai tare. Hai bă, dă-i drumul odată la calamar, la jocul vostru. Hai, și eu mă mișc acum, da? Bine, merg încet. Nu te face roșu că după aia ți-o iei pe cocoașă. Calamar ce ești. Ia uite mă, m-a văzut. Bă, dar nu ți-am zis eu mă să nu te faci roșu până... Firai tu să fii de... Calamar nebun, ai de capul meu, am ratat. Te rog, nu mă omoră. Uite că-mi intră părul în gură, nebunelor. Am ajuns la Squid Game. Am văzut tot serialul Squid Game, deci vă rog frumos, nu mă omorâți. Pentru că sunt prea sepsi pentru acest univers și vă rog frumos să mă lăsați să fac și eu o poză pentru Instagramul meu, pentru că Sugar Daddy mă place. Și apropo, poate găsesc vreun Sugar Daddy pe aici. Bine, stați puțin să-mi fac și eu pozițele, Doamne, m-aș mărita cu mine, ești nebună, nebună. Numai puțin că mi se sparg siliconițele din mine. Haideți, dragă, să dăm drumul la joc aici, să terminăm odată. Și fiul meu mă așteaptă acasă, că zic că trebuie să-l ajut la teme, dar eu habar n-am ce-i aia. Mate, geografarsă și chestii de gen. Numai puțin să mai fac o poză să-i trimit la fiul meu, să vadă cât de bine arăt. Bre, nebunule, uite mă, că am ajuns la Squid Game. Ce credeai tu? Hai. Ușor că nu mai am tocuri în picioare. Sunt bătrânică, sunt mămică și eu. Nu mai merg pe tocuri cum mergeam când eram tânără, în club, dansam, uite, na-na-na-na-na, uite, așa făceam din muric. Doamne, dar ce păpușe mare. Ar trebui niște parte să te dai, fată. Că arăți ca un zombi, păpușă gigantică ce ești. Ai înțeles? De ce te-ai făcut roșu acum? Ce, nu trebuie să mă mișc? Firai tu să fii, mă omori înainte să-mi fac unghiile. Tu l-ai, Doamne, unde am ajuns? Bă, băiatule, știam eu că am dreptate, mă, și o să ajung în Squid Game. Păi, dar i-am zis lui fiul meu. Mamă, să vezi că o să ajung în Squid Game. Și el nu, că n-am eu față de Squid Game. Și uite că am avut dreptate ca întotdeauna.
Stai puțin că mă sună telefonul. Doamne, copilul ăsta nu e în stare să facă nimic. Ia zi, copile! Cum adică unde ți-ai pus șosetele? Ți le-am pus în sertar ca de fiecare dată. E, nu le găsești, dar bătut în cap ești ca tactul. Uite-te mai bine acolo că am dreptate. Bă, nu mă contrazice, copile, că am treaba acum, sunt în Squid Game. Uite-te încă o dată în sertar. Cum adică te-ai uitat și nu sunt acolo? Bă, dacă zic eu că sunt acolo, sunt acolo. Ia, hai, zi-mi dacă le găsești. Le-ai găsit, a? Păi vezi, mă, că nu ești în stare de nimic, ca tactul, Doamne, iartă-mă. Nu mai găsești capul sau ce? Vezi că e pe umeri, uite-te în oglindă. Ți l-ai găsit, a? Hai, dă capul și de zile tale. Hai, du-te, hai că am treabă la Squid Game. Uite câta păpușa gigantică, bă, băiatule, bă. N-am văzut așa ceva în viața mea. Dar știam eu că am dreptate, că o să ajung aici, ca întotdeauna. Mamele întotdeauna au dreptate. Hai, hai să-i dăm bătaie. Nu știu dacă o să câștig sau o să mor, dar asta e, hai. Hai și mă mișc încet. Ai grijă că tu o să mori. Ai grijă că, ți-am zis eu, mereu am avut dreptate. Ai grijă că și tu o să mori, cel din stânga, dacă te mai miști. Ai văzut, te-ai dus și tu. Bă, dar mereu am dreptate, Doamne. Aoleo, s-ar putea să mor și eu. Am avut dreptate că o să mor și eu. Mereu am dreptate. Na na na. Na 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 na. Mamă, stai așa că o postez acum pe TikTok. Mamă, romp în vizualizări. Da, da, da. Gata, am postat-o. Cum? 10 views? Păi de obicei făceam 50.000 de views în 50 de secunde și acum fac doar 10 views. Copilul meu mic mi-a adus o grămadă de views, dar acum nu mai mi-aduce. S-ar putea să trebuiască să fac alt copil. Încă nu sunt însărcinată ca să pun pe YouTube. Atunci o să fiu la Squid Game și fac o grămadă de views. Hei, dragilor, acum am venit la Squid Game și o să fiu concurent. Oh, Doamne! Hai să vedem acum. Ok? 100.000 de views într-un minut. Cine ar fi crezut trebuia să mă înscriu și eu la serialul ăsta? Mamă, Doamne, ce mai trebuie copii când merg la Squid Game și fac viral. Hai. Ok, acum mă mișc. Încetişor. Încetişor, pentru că am 2 milioane de views la fiecare video, Doamne. Urmăritorii mei mă iubesc. Ok. Oh, nu. E roșu, vrea să mă omoare. Te rog, dacă mă omori, încearcă să mă prinzi din partea asta, feței, că aici mi se vede mai bine, da? Acum vă rog frumos să fie cât mai dramatic, muzică dramatică pe fundal, ca să fac cât mai multe views, dacă tot este sfârșitul vieții mele, înțelegeți? Hai! Și acum sunt gata. Oh, nu! Și acum mă duc. Vă rog frumos, încercați să mă filmați din partea asta cum mă duc, vă rog frumos, ca să nu-mi stricați imaginea, chiar și dacă mă duc acum, eu sfârșitul vieții mele. Oh, nu! Și acum mă duc încetişor. Oh, nu! Până nu facem 1 milion de views, nu mă duc. Așa. Au, m-am pușcat în inimă. Ok, mă duc încetişor. Mă duc, gata, mă duc, ați scăpat de mine. Ah. Să nu-mi șteargă nimeni pagina de TikTok și de Instagram, ați înțeles? Așa că aceasta a fost și parodia de astăzi, am încercat să fac tipuri de mame în Squid Game. Așa că dacă tu ai o idee interesantă, scrie un comentariu și cel mai votat comentariu o să facem tipuri de în Squid Game. Nu uitați un follow și pe Instagram pentru că o să urmeze un mega concurs în curând, dar fiți pe fază neapărat acolo. Abonați-vă, activați neapărat clopoțul piricelul, eu vă mulțumesc tare mult și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!